Doar o zi mai desparte pe elevi de vacanța de Paște în 2023. Elevii vor sta acasă aproape 2 săptămâni în această vacanță, perioadă care cuprinde atât Paștele Ortodox cât și Paștele Catolic. Școala se va încheia astăzi, 6 aprilie, astfel încât vacanța de Paște va începe vineri, 7 aprilie 2023 și se va încheia marți, 18 aprilie 2023. Cu alte cuvinte, ziua de miercuri, 19 aprilie, este zi de școală. În fiecare an, vacanța de primăvară este stabilită astfel încât să includă atât Paștele Ortodox cât și pe cel Catolic. Anul acesta, Paștele Ortodox 2023 pică în data de 16 aprilie, iar Paștele Catolic 2023 în data de 9 aprilie, perioada în care elevii vor fi în vacanța de primăvară. În județul Mehedinți, peste 19.000 de elevi se vor bucura de această pauză bine meritată. Toți copiii din învățământul preuniversitar vor avea o vacanță în perioada 7-18 aprilie. Este o vacanță binevenită și prindem atât liber, atât Paștele Catolic cât și Paștele Ortodox. În județul Mehedinți avem un număr de 19.997 de copii care vor intra într-o vacanță binemeritată. În ciuda faptului că toți elevii din învățământul preșcolar beneficiază de vacanță de primăvară în perioada 7 aprilie-18 aprilie 2023, anumite grădinițe funcționează și în această perioadă. Bineînțeles că acestea rămân deschise în funcție de numărul de solicitări și de capacitatea grădiniței de a asigura resursele umane.